Animalele, la fel ca și oamenii, au zile proaste, dar diferența este că uneori au nevoie de ajutorul nostru pentru a trece peste multe momente grele. Haideți să vedem și alte videouri cu salvări incredibile, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Căprioara a rămas blocată în gard și nu putea să se elibereze. Din fericire, la strigătele ei, disperate, au venit stăpânii casei care au ajutat-o imediat. Acest salvator a observat o căprioară care se înneca și s-a grăbit să o ajute fix la timp. Aceste testoase au ajuns sub gheața care a înghețat în timp ce dormeau. Din fericire, au fost salvate și vindecate datorită ajutorului unui om bun la inimă. Plecând cu familia într-o excursie, nu vă așteptați că unul dintre câinele vostru va cădea într-un lac înghețat, dar bărbatul curajos nu își lasă prietenul la nevoie. Calul a fost blocat într-un râu cu curent puternic după inundație și nu putea ieși la mal până când salvatorii n-au venit să-l ajute. În Norvegia, unul dintre localnici a decis să-și riște viața pentru a salva un câine ce a căzut sub gheață. Bărbatul a sărit în apă fără ezitare. Râsul deseori devine victima capcanelor care sunt puse pentru coioți, la fel ca în acest video. Datorită acestor bărbați, în câteva minute, râsul a fost eliberat. Această eroină a riscat cu propria siguranță pentru a salva câinele prins în mijlocul lacului înghețat. Căprioara a rămas prinsă în mijlocul apei înghețate și nu putea să iasă, până când omul în barcă nu a trecut pe alături și a decis să o ajute. Bufnița înțeleaptă avea nevoie de ajutor, ca să se elibereze din plasa în care s-a încurcat. Acest om bun împarte apa cu o veveriță foarte și foarte însetată. Probabil că este prima oară când veverița și-a permis să încerce apa îmbuteliată. Această căprioară a efectuat o săritură mai puțin fericită peste gard. Bărbatul a observat-o și a decis să o ajute. Însă căprioara era prea grea pentru ca să o facă singur. În ajutor a venit și prietenul lui. Fermierul a auzit lătratul câinelor săi și a observat cum acești pui au rămas blocați în gard. Capra adultă a încercat să-i ajute, dar putea să rănească pe cei mici cu coarnele. Din fericire, bărbatul a venit în ajutor la timp și a salvat puii. Abilitățile acrobatice ale pisicilor uneori le duc în locuri din care e dificil să mai plece, și anume în așa cazuri omul vine în ajutor.
un sportiv pe caiac a observat o căprioară care se înneca într-un râu cu curent violent. Bărbatul a decis să nu piardă timpul și să salveze animalul. Iată și finalul fericit. Biata lebădă este prinsă în capcană, în lacul înghețat și nu poate să iasă de acolo. Se adună tot mai multă și mai multă lume să urmărească ce se întâmplă. Doi bărbați curajoși riscă și ies pe gheață pentru a o salva. Iată salvarea incredibilă a unui cal obosit care a nimerit într-o capcană de gheață. Doi bărbați într-o drumeție au fost mirați când au dat de un pui de elan care a căzut într-o groapă foarte îngustă. Au folosit multe instrumente diferite, au săpat în jurul animalului și peste un timp salvarea le-a reușit. Prietenii se scăldau când au observat un biet leneș care era pe cale să se nece. Ei au făcut echipă bună și au salvat animalul. Întâlnirea cu lupul în sălbăticie poate fi foarte periculoasă, dar întâlnirea cu acest lup l-a făcut pe bărbatul curajos să-l ajute fără ezitare. Același lucru s-a întâmplat și cu acest motan, care a rătăcit mult pe străzi. Fata i-a dăruit o nouă casă și familie. Bufnița a căzut în hojag și chema ajutor. Din fericire, stăpânul casei nu a rămas indiferent și s-a grăbit să o ajute. Un elan tânăr a fost alungat în apă de o haită de câini, dar a putut să iasă cu ajutorul acestor pescari cu inimă mare. Doi coioți nefericiți au nimerit într-o capcană într-o piscină pe jumătate plină cu apă. Trecătorul, care nu poate să-i scoată de sine stătător, decide să sune la serviciul de salvare a animalelor. Și iată că angajații serviciului, cu ajutorul unor instrumente speciale, salvează coioții din piscină. Niște copii au găsit un cățeluș drăgălaș care se plimba prin cimitir singur. Ei și părinții lor au decis să-l ducă la un adăpost pentru animale, dar acolo s-au răzgândit și l-au luat acasă pentru a-l face parte din familia lor. Un grup curajos de pompieri au riscat pentru a ajuta un câine care se înneca într-un lac înghețat. Au legat frânghia de bărbat și toată echipa a ajutat să scoată câinele din apă. Aceste biete pisici n-au avut noroc. Cozile lor au înghețat între ele în zăpadă, dar un trecător bun la suflet le-a observat și s-a grăbit să le ajute. Apoi le-a găsit o casă și stăpâni care le-au dăruit toată dragostea și grija lor. În timpul antrenamentelor cu caiacul, niște sportivi au dat de un biet pescăruș, care avea un cârlig pentru pescuit fix în picior. Fără ezitare, ei au decis să-l ajute.
Majoritatea oamenilor n-au avut curajul necesar ca acest om ca să salveze un râs periculos ce a nimerit într-o capcană. Mina este un loc foarte periculos în care poate rămâne blocat nu doar un animal, dar și un om. În unul din aceste locuri a fost găsită o căprioară tânără. Din fericire pentru ea, era atât de mică că a putut fi ridicată doar de un singur om. Când această țestoasă a fost găsită cu o funie în jurul capului, pescuitul unui bărbat din Florida s-a transformat într-o misiune adevărată de salvare. În timpul vânătorii, doi bărbați au devenit martori cum un țap a căzut în apa înghețată și nu putea să iasă înapoi de unul singur. Ei au decis să acționeze momentan ca să salveze bietul animal. Fermierii locali au decis să facă echipă cu constructorii pentru a scoate o vacă care a căzut în canalizare. Elanul a ajuns în mijlocul lacului înghețat și nu putea să se întoarcă la mal, alunecând de fiecare dată când încerca să se ridice, dar acest om curajos i-a venit în ajutor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați avut și voi asemenea momente în viață când era nevoie de ajutorul vostru pentru a salva animalele. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!